Proiectul Campus Regional Oltenia pentru Învățământul Dual presupune construirea unei clădiri dotate cu săli de clasă, bibliotecă, atelieră de practică, laboratoare, bază sportivă, spații de cazare și cantină. Locul stabilit pentru construcție este în zona aeroportului din Craiova. Este un campus care noi zicem că vine pe examenul potrivit pentru că este necesar. Este necesară forța de muncă specializată pe mai multe domenii. Am văzut această oportunitate, sunt peste 20-25 de milioane de euro sunt ca și finanțare. Elevii care se vor înscrie la cursurile de învățământ dual vor beneficia de pregătire teoretică și practică pe specializări care le vor permite să fie încadrați în muncă imediat după absolvire. Se urmărește dezvoltarea unei rute complete de învățământ dual în regiunea Sud-Vest Oltenia, care să răspundă în principal nevoilor zonelor defavorizate ale regiunii, accentul fiind pus pe nevoile elevilor și studenților în raport cu nevoile pieței muncii, pentru că știm că inserția pe piața muncii vine din pregătirea care se face în învățământul liceal. În fiecare an școlar, în viitorul campus regional, pot fi înscriși peste 200 de elevi, dintre care 50 proveniți din categorii defavorizate și cel puțin 100 de studenți înmatriculați la programele de studiu sau programele de învățământ superior dual.